Biblioteca ursului. Au fost odată patru prieteni care iubeau cărțile. În fiecare seară, înainte de culcare, obișnuiau să citească aceeași carte ponosită. Coperta ei era roasă, iar paginile erau lipicioase, însă lor nici că le păsa de asta. O aveau încă de pe vremea când erau foarte mici. Spuse șoarecele într-o zi la micul dejun. Să țintim o carte nouă! O carte nouă! Strigă vulpoiul. Dar de unde să luăm așa ceva? Poate că trebuie scoasă din pământ precum cartofii. Spuse plin de speranță ariciul. Ci eu! Strigă iepurele. Că cele pică din cer, ca cele răcăjătoare. Haideți să pornim, tăvânătoare de cărți, și să făm! Spuse șoarecele. Așa că și-au pregătit semișurile cu gem și au pornit la drum prin pădure. Asta e o prostie! Bombăni vulpoiul după o vreme. Cărțile nu se găsesc pur și simplu. Atunci ce este aceea? Întrebă ariciul, arătând cu degetul către ceva roșu ce zărea sub o tufă. Avea pagini groase, un titlu mare, negru și mirosea exact ca... O carte! Strigă entuziasmat șoarecele. E o carte! Și ce poveste fantastică se ascundea între coperțile ei. Pe iepure l-a vrăjit dragonul care scotea foc pe gură, iar pe arici, finalul ei fericit. A fost o poveste magică! Suspină ariciul. E noua mea poveste preferată, declară vulpoiul. Dar șoarecele observă ceva scris în interiorul ei. Această carte îi aparține lui Urs, stejarul răsucit, aleea spinilor, în partea cealaltă a pădurii. Țineți-vă lăbuțele acasă! Dumnezeule! Spuse ariciul. Ar trebui să dăm cartea înapoi imediat. Nu putem să mă ținem în căpuci? Întrebă iepurele. Dar în adâncul sufletului, cei patru prieteni știau că nu puteau face acest lucru. Drumul până la casa ursului a fost lung și obositor. Când au ajuns acolo, nu a răspuns nimeni la ciocănitul iepurelui Unușă. Iar cartea n-a vrut nici de cum să încapă în cutia poștală. Și acum ce vom face? Făi vulpoiul. Uitați, fereastra deschisă. Chiței șoarecele. Prietenii au ridicat cartea grea și au împins-o pe fereastră. Dar șoarecele a uitat să-i dea drumul și a căzut înăuntru cu carte cu tot. Buf, buf, buf! Strigă șoarecele aterizând pe un tean curiaș de... cărți! Erau peste tot. Cărți subțiri, cărți groase, cărți distractive, cărți triste. Luăm nou-nouțe pe care să le țină în mâini. Priviți! Strigă șoarecele bucuros când le deschise ușa. Wow! Spuse uimit iepurele. Atâtea aventuri și finaluri fericite. Chiuie ariciul. Să trecem imediat la citit. Îi îndemnă vulpoiul. După ce au citit câteva povești minunate, prietenii au auzit un bum. Ce-i asta? Șopti vulpoiul. Se apropia din ce în ce mai mult. Bum, bum. Și se auzea din ce în ce mai tare. Bum, bum, bum. Vine cineva. Tresări speriat iepurele. Vai de mine, am fost foarte neastâmpărați. Strigă ariciul. Aceasta nu e casa noastră, iar acestea nu sunt cărțile noastre. Lebre, murmură șoarecele. Acuteți-vă! Ursul intră cu pași greoi în cameră. Se așează oftând pe scaun și se întinse după o carte. Cine a lăsat urmele picioase de lăbuțe pe această copertă? Bombăniel. Iar în carte... un sandwich cu gem întreg? Tună el. Cine mi-a citit cărțile? Noi. Se auziră patru voci tremurânde. Puși la malelor, spiră ursul, smucind draperia.
Cum îndrăzni să vă atingeți de cărțile mele? Îi pare atât de rău. Chiță-i șoarecele. Am găsit această carte în pădure și... E cartea mea, țipă ursul. E cartea mea preferată. Și preferata noastră, spuse iepurele. Îmi place cum se termină, îngâi moariciul. Iubesc finalurile fericite. Da, bombănii ursul. Și mie îmi plac finalurile fericite. Cei patru prieteni s-au îndreptat către ușă. Ne par atât de rău, zise șoarecele. Vezi tu? Nu avem singură carte acasă. Așteptați, se îngrută ursul. O singură carte? A stat puțin pe gânduri, după care a scos din bibliotecă o carte de povești. Dacă vă spălați lăbuțele lipicioase, vă dau voie să rămânem să citim această carte. Entuziasmați, ursul și prietenii s-au îngrămădit într-un fotoliu și au citit împreună o poveste. S-au distrat atât de bine încât au mai citit una și încă una până când s-a făcut ora de plecare acasă. Mă putem veni? Întrebă iepurele. Da, spuse ursul, apoi zâmbi. Mi-ar plăcea foarte mult. Iar prietenii s-au întors chiar în ziua următoare. I-au citit ursului până și cartea lor ponosită. Și așa i-a venit acestuia o idee foarte bună. E grozav să citești de unul singur, dar este și mai bine să împarți această experiență cu ceilalți. Sfârșit!